dimineața, ce faceți, dragii mei? Astăzi vom face un vlog în mișcare, suntem în mișcare. Avem și pe iubii, copii, așa. Uite, avem și pe Bia. Ne gândim să mergem la Chinești să mâncăm ceva acolo. Mergem la oferta asta de la 12 până la 2. Reducere de jumătate. Ba da, că este încă suntem în timp. Așa. Și mergem acolo să mâncăm ceva rapid, după care o să mergem să facem niște cumpărături și mai vedem noi. Încă nu știm exact ce o să facem. Afară este super nasol. E așa ca un fel de vreme din asta plângăcioasă, așa, nu știu, umezeală multă în aer, fric nu chiar, 5 grade, văd că arată bord cu mașina. Da, tot e rece, astăzi nu mi-am luat căciulă, bine, copiii și-au luat, dar eu nu, și mi-am pus șalul ăsta, care îmi place enorm, enorm de mult. Ne-am aranjat așa ca pentru oraș și gata, să vedem ce o să iasă astăzi din vlogul ăsta. Nu-i așa, iubi? Ai idee ce o să iasă? Măi, cu vremea asta, sincer, nu prea știu ce să filmez, doar în casă, așa, și eu știu, nu știu. Mix de toate. Da, e așa ceva mai osomorât, să zic așa. Dar, na, eu încerc să vedem ce, până la urmă, dacă o să fie ceva fain în vlogul ăsta. Sau... Important e că ne vedeți pe noi și că vă bucurați atunci când postăm și noi ceva vloguri, nu? Nu e așa, iubi? Da. Așa o fi, cum zic eu. Gata, ne vedem la Chinești. Best of
La chineji am găsit închis. Așa că o să mergem la thailandezi. Stai că poate merge. Telecom. Nu-mi spune că merge. Oh my god, avem internet. Avem internet. La thailandezi am găsit închis, așa că am venit la... O să mâncăm un temel rog, copiii o să mănâncă o pizza și cam asta e la după care o să mâncăm înapoi cu cei de Haiheim. Să ne luăm un langă cu brânză și la copii să le iau niște crips, cum se cheamă, plătită cu ciocolată. Dragii mei, este ora 6:01 și ne-am dus la cumpărături la Netto. Avem aici o grămadă. Eu deja am filmat pentru clipulețul cu cumpărăturile săptămânale. Am luat o grămadă, vreau să vă zic, cred că pentru întreaga lună. Sunt și congelate, mezeuri, prânzeturi, avem și ceva legume, chestii de ronțăială, bineînțeles, băuturi și așa mai departe. Deci, da, avem ceva produse pentru luna aceasta. În afară de frusele astea pe care le-am cumpărat de la Netto, am mai făcut eu ceva cumpărături astăzi. Am fost în modul ăsta care l-avem noi în oraș. Am intrat într-un magazin cu produse pentru păr, chestii de vopsit, tratamente pentru păr și așa mai departe. În mod special de la Vela mi-am cumpărat... Dacă vă spun acum, cu siguranță o să spuneți că sunt... crazy! Dar asta este, pentru că vreau să scap de negrul ăsta. Am făcut cea mai mare prostie din viața mea să mă fac închisă la culoare. Eu inițial am vrut un șaten, nici de cum brunet. Eu am ieșit brunete de data aceasta, pentru că am folosit tot aceeași obsea care... adică acel șaten. Și culoarea asta care am cumpărat-o... șatenul ăsta, peste șatenul care l-aveam eu deja, mi-a ieșit un brunet. Nu știu să vă zic de ce, cum Dumnezeu s-a întâmplat chestia asta, dar mie nu îmi place și am observat că nici vouă nu vă place, așa că o să fac din nou o schimbare radicală, o să mă fac blondă. Și doamna asta care era acolo mi-a explicat mot-a-mot ceea ce am de făcut ca să nu-mi distrug părul, pentru că vă dați seama că o să îmi... o să-mi fac schimbarea asta radicală și părul meu are din nou de suferit. Așa că mi-a dat, bineînțeles, un decolorant. Dar mi-a dat și un tratament care se pune în acest decolorant, un fel de ulei de keratină, nu știu exact ce și cum, dar o să vă arăt imediat, pentru că termin de pus produsele astea la loc și mă duc direct în baie să mă vopsesc. Deși în cameră nu mă văd nașpa acum, în momentul de față, chiar îmi place cum arată, dar știu și sunt conștientă că cel mai bine îmi stă cu blond. Pentru că eu întotdeauna am fost blondă și blondul pe mine mă luminează la față, nu știu, parcă simt că sunt mai tânără, nu știu, brunetul poate că mă maturizează un pic mai tare decât sunt, dar na, să zicem că nu îmi stă chiar așa de rău. Când este aranjat, părul arată ok, dar când îi așa în toate părțile, ați văzut și voi, arată horror și de aceea mai bine mă fac blondă. Da, o să vă arăt imediat produsele ce o să folosesc și cum o să fac eu această treabă. Ce faci, mai toschi, măi? Ce faci, dragă? Ți-am cumpărat mâncărică de la Cezar, știi? Tu, știi? Știi sau nu știi? Cezar scrie pe fruntea ta. Cezar! Și cealaltă domniță, ia uite, avem
domnița numărul 1, care caută ea ceva pe YouTube, așa-i? Și domnița numărul 2, care ia uite cum stă aici și adunate toate. Ce faci tu aici, tu? Ce faci tu aici? Uite ce chioară de somn ești. A venit și cealaltă domniță, că doar și ea este domniță. Și tare ea, pare ea geloasă dacă o bag prea mult în seamă pe Lily. Avem seminte. A, da, ai găsit vlogul nostru. Aici au mâncat copiii. Deci copiii mei sunt cei mai mari sămânțari posibil. Ia uitați ce avem aici. Cred că Andrei a mâncat cel mai multe semințe și îmi place că le cojește foarte bine. Deci nu le fărmițează, nu nimica. Chiar mănâncă foarte bine. Adică le sparge dinți foarte bine semințele astea. Doar că na, îmi face un pic de mizerie, dar asta este pentru ce avem aspirator, nu? Nu-i așa, Bia? Nu. La noi deja este noaptea, bineînțeles. Da, e 6:00. Dar este și foarte frig afară. Cred că se face minus îndată. Facem niște clătite. Da, nu știu dacă mai am chef, că eu vreau să fac crempșnitul astăzi, Bia. Uite, mini clătite. Da. Vreau să fac crempșnit, știi? Prăjitură de aceea cu vanilie. Ce știi ce bună este? No, nu știu, cred că mâine o să facem. Mâine, Bia, acasă trebuie să am treabă, trebuie să mă vopsesc și trebuie să fac crempșnitul. Tu știi? Deci am treabă. Da. Ia să vedem ce face tati și cu Andrei, băieții. Asta să știți că mi-am făcut curățenie. Ia uitați, aici am cameră la mine. Am curat. Bine, noi am scos-o afară pe balcon ca să se aerisească, dar mi-am făcut curățenia. Mi-am aspirat, am șters praful, am șters pe jos și așa e de bine când e curat. Băieții, ce fac? Am aranjat astăzi paturile la copii, le-am schimbat, bineînțeles, de lingerie și le-am așezat frumușel. Ia să vedem ce faceți voi aici. Cum îl cheamă pe avionașul ăsta, Andrei? Jet! Cum? Jet! Cama. Jack? Jet! Jet! Cama. Cheamă Jet? Da! Ăsta l-ai primit anul trecut, cred că, nu? Da! Când l-a primit, Iubi? Mai știi? Anul trecut, în decembrie, nu? Eu bebe mic! Când erai cu micuț, așa-i? Da! Da, păi de ce nu poți să joci cu jucările care le-ai primit când erai bebeluș și acum? Da, uite, poți să faci... Uite ce acolo, ce... Piața auto aici. Piața auto poți să faci. Piața auto. Revizi. Ia uite ce e acolo. Ce e acolo? Astea sunt jucării de când era el bebeluș. Primele mașinuțe până acum la... De tot strâns. E aproape 5 anișori ale Andrei. Ex-mașină. Ce e ex-mașina? Stai că nu focusez, ia uite. Da. Jumătate de mașină. Cred că a stricat-o, Andrei. A scos capota. Ești de la Batman? Ai de la Batman? Da. Da, da. Până la... Are și de Lamborghini. La... Lamborghini. Are și un Lamborghini, are mai. Păi are tot felul și de astea sport și camionașe, de alea mici. Uite. Da. Da. Dar tu ce faci acolo, Andrei? Eu leg. Legi? Da. Bine, cred că. Ok. Gata. Pasă din Cruella. Aia din Cruella? Ah, da, mă, chiar că... Da. Aici avem activitate mare la ambele mașini, una usucă, una spală și aici avem deja un coș de haine care sunt uscate, trebuie să le așez, să le pun la locul lor și aici mi-am făcut astăzi curățenie, totul este ok, tot ca mereu după mine, e așa tu? Hai să închidem becul, să închidem și ușa, trebuie să... căldura de la mașina de uscat. Ce vrei tu? Ce vrei? Dar nu înțeleg ce vrei, dragă. Nu înțeleg ce vrei. Hai să punem toți ca produsele la loc. Vrei? Mă ajuți?
Ce greu e. Că trebuie să le pun la loc. Mă enervează. Haideți să vă arăt produsele pe care le-am cumpărat astăzi de la Vela. Avem pudra. Profi Hairline Blondeer Pulver se cheamă. Cantitatea este de 400 de grame. Doamna respectivă mi-a explicat cum trebuie să procedez. La părul meu trebuie să pun o cantitate de 60 de grame de pudră. Așa, și am un oxidant de 7,5%. Deci trebuie să le combin, să fac așa ca un fel de cremă de aceea mai, nu știu, mai păstoasă, așa, mai nici prea lichidă, nici prea groasă între. Așa, o să le combin astea două și la urmă o să pun un ulei de keratină. Dacă ar focaliza bine ar fi. Se cheamă Allerga Natural Keratin și ăsta o să-l pun la urmă pentru protejarea părului, ca să nu se ardă, să nu se distrugă, etc. Asta se știe. Asta o să fac prima dată, o să-mi decolorez părul, o să stau 45 de minute, pentru că eu sunt deja foarte închisă la păr și am nevoie de 45 de minute. Iar apoi o să îmi vopsesc părul cu vopsea de la Vela. Nuanța mea este 8803, este un blond, să zicem așa, mediu, nici foarte deschis, nici foarte închis, între un fel de blond miere, așa. Și am tonicul ce-o fi ăsta? Loțiunea, pardon, care se amestecă cu vopseaua. Aceasta o să o folosesc toată. Avem aici 10 volum, adică 3% cred că. Da, 3% loțiune din asta specială. Bun, ce mai am eu nevoie pentru a-mi începe procedeul de decolorare a părului? Am un bol din ăsta special cu pensula asta. Aici am un pahar din ăsta gradat. O să-mi măsor 60 de grame de pudră și folia de aluminiu. Gata! Să începem treaba. Deci am descoperit că bolul ăsta este gradat, așa că nu o să mai am nevoie de paharul acela gradat. În schimb o să folosesc spatula asta și o să iau pudra. Cam până aici ar trebui să fie cantitatea de pudră. Aici scrie 100 de grame și 200 de grame, 300, deci eu am nevoie de 60 de grame, atât cât să acopere fundul bolului. Și bun, să-i dăm drumul, să știți că am emoții, pentru că este prima dată când fac treaba asta. Oricum o să respect exact ce mi-a spus doamna de la magazin. Nu are ce să se întâmple dacă respect exact ceea ce am de făcut. Doamne ajută! Așa, luăm una de asta. Ia să vedem unde este 100. 100, da. Și mai punem cam jumătate, cred că. Ca să fie 60. Eu cred că este suficient. Închidem punguța ca să nu scăpăm pudră pe jos, să nu facem risipă. Pentru că eu asta o să mai folosesc, bineînțeles, atunci când o să-mi crească rădăcina. Punem la loc și să punem oxidantul de 7,5%.
o să amestec cu pensula asta. Așa că eu stă și să uite la mine ce fac. Și el curios. Ia zi-mi. Gata, au trecut cele 40 de minute. Normal trebuia să stau 45, dar eu zic că este suficient. Deci nu vreau să cred cât de tare s-a deschis aici, la vârfuri. Așa și așa, la rădăcină s-a deschis destul de tare. Și aici, pe lungime, e așa și așa, e un mai portocaleu, ca să zic, dar oricum, nu e suficient. Nu știu, zău. Dacă să mai stau, că mi-e frică să nu
Aici la bazei e roșu. Adică roșu așa, un portocaliu. Masez un pic pentru că este foarte caldă pielea. Trec la spălat pe gat. Ia uitați ce pui de găină sunt. Am revenit. Dragile mele, sunt din nou blondă. Și am scăpat de brunet și mă simt super bine. Acum, bineînțeles că nu o să rămân așa. O să îmi prepar cealaltă vopse, adică nuanțatorul. Și o să iasă, cred eu, cele din urmă, exact așa cum trebuie să fie. Așa că, din nou, avem castronașul, pensula și aici o să prepar eu asta, vopseaua. Vopseaua este de la Vela, după cum ați văzut prima dată, Color Touch, nuanța 8803, este un blond deschis Natural Gold. De exact de ceea ce am eu nevoie. Gata, să pregătim vopseluța. Și să dau camera mai jos, să vedeți ce fac eu aici. Așa, ia uitați. Ia uitați. Ce faină este nuanța. Punem tot. Nu risipim nici măcar un strop de vopsea, pentru că o să avem nevoie, adică eu o să am nevoie. Deci, dragile mele, în concluzie, puteți să vă faceți acasă dacă vă luați produse profesionale de calitate și respectați gradajele, adică măsurătorile, cum s-ar zice, și timpul, bineînțeles, de acționare a decolorantului. Pentru că, da, este bine să fii foarte atentă în privința timpului. Să nu stai prea mult, pentru că automat părul ți se arde și nu vrei asta. Acum, cât de bine am explicat eu și cât de bine am procedat eu, nu știu să vă zic. Sper să fi înțeles ceva. Asta este loțiunea specială care se combină cu nuanțatorul și trebuie să o pun pe toată. Așa. Ei, și acum amestec toată treaba asta minunată care urmează să mi-o torn în cap. Cam lichidă, ce-i drept. Treaba asta. Eu te văd părul tău. Oranj! Să stau cu asta. Oranj! Hei! De aplicat vopseaua. Ia uitați, bine că mai trecut vreo 10 minute de când am aplicat-o, dar vreau să vă arăt deja se văd schimbări majore. Nu mai sunt puiul ăla galben, parcă așa cu un blond spre nu platinat.
Stai așa că scrie pe cutie ce fel de blond este. Zice că este blond natural gold. Așa, un blond auriu. Păi abia aștept să treacă minutele astea și să mă gătesc să îl aranjez, să vedem cum a ieșit, dar eu zic că e super. Voila! Ia uitați cum a ieșit. Sunt foarte mândră de culoarea care o am în momentul de față. Este un blond miere. Îl bate așa ușor spre gri. Nu știu ce ziceți acum că am lumina, dar lumina asta de aici, la baie, dar probabil că în lumina zilei altfel se vede. Am pe fundal mașina de uscat farin, de aia se aude așa. Dar pe total sunt super, super fericită că am revenit la culoarea mea. În sfârșit, pentru că asta este culoarea mea. Și nu cred că o să mai schimb eu vreodată ceva. Așa o să nu, nici nu mai vreau nici roșcat, nici brunet, nici șatenă, nici nimic. Blond. Cel mai bine este blond, într-adevăr. Așa este. Normal trebuie să-l dau, să-l fac pe peierea, ca să pare el așa mai fin. Am uscat cu fiorul și atât. Am zis să nu mai chinui, să-l las așa. Cum este el, de la mama natură. Dar o să-l pun, când te-am plecat, o să-l pun pe bentiță. Seama așa câteva bucle mine. Fac poze de fresh, o să le postez pe Instagram. O să vedeți și voi mâine, pentru că acest vlog o să apară, cred că, undeva pe luni dimineață. Dar va veni duminică pe Instagram, o să vedeți deja poze cu schimbarea mea de look din nou. Gata, mă duc la bucătărie pentru că vreau să mă apuc de cremșnit, să fac cremșnitul. Este ora 10 și ceva și da, eu la 10 și ceva o să fac cremșnit. Ce să facem? Asta este. Sunt în bucătărie, este destul de târziu, 11 și 10 minute, cam așa. Eu ce credeți că vreau să fac? O să fac cremșnitul după ce am stat câteva ore bune în baie, m-am vopsit, m-am revopsit, după cum puteți vedeți. De două ori m-am decorat și apoi mi-am aplicat vopseaua, nuanțatorul. Și ăsta este rezultatul. Dau din una într-alta. Ideea este că acum o să fac această prăjitură foarte, foarte gustoasă. Am deja ingredientele pregătite. Această rețetă am luat de pe YouTube, de la găteșteușor.ro, parcă așa ceva genul. Este o tipă foarte faină care are o grămadă de rețete și tot timpul mă inspir de acolo. Așa, ea face YouTube, bineînțeles. O să las un link-ul către canalul ei și o să puteți acolo să mergeți să vedeți care e treaba cu această domnișoară sau eu știu ce este ea, doamnă. Nici nu știu dacă este mărtată, măcar. În fine, nu asta contează. Dar haideți să vă arăt ingredientele de care voi avea eu nevoie pentru acest cremșnit. Am cumpărat de la Roche foile deja pregătite pentru cremșnit. Sunt 3 foi de foietaj franțuzesc. Am norocul că mi-am luat aceste foi, astfel nu voi mai fi obligată să fac eu foile. Așa, iar pentru cremă avem așa 10 gălbenușuri, o păstaie de vanilie, 1,5 litri de lapte, am doar 1 litru și o să mai adaug pe parcurs 500 ml de aici, din această cutie. 240 de grame de zahăr. Aici avem făină, 150 de grame de făină. Și cam atât. Am o oală în care voi fierbe laptele cu păstaia. Iar aici am mixerul, bolul. În acest bol voi zbate gălbenușurile cu zahărul și apoi, bineînțeles, că o să torn făina peste. Așa că, să-i dăm drumul la treabă!
Show the limits with